venit oaspeților și aș vrea să încep cumva într-o ordine a importanței. Cine credeți dumneavoastră că sunt cei mai importanți oaspeți ai noștri în această dimineață? Asta e, să se ridice în picioare, repede. Adică Gabe și Ronela. Bine ați venit! Așa, de la suflet, ne pare tare bine să vă vedem, vă iubim, vă dorim un legământ cu Dumnezeu de excepție în ziua de mâine și viața voastră în doi să fie plină de binecuvântări, de dragoste și de fericire. Domnul să vă binecuvinteze. Pentru azi, bine ați venit la noi. Cine este în spatele vostru? Încă o dată. Deci este a treia, au trecut deja 3 săptămâni, așa este? Au trecut 3 săptămâni și sunteți împreună cu noi pentru ultimul sabat, da? Deci aș vrea să vă aduc aminte că dânsii au adus împreună cu dânsii o carte de imnuri pentru copii micuți și mai mari, da? Așa. Cartea respectivă e însoțită de negative, e însoțită de imnurile deja cântate. E adevărat că prețul este 17 dolari, greșit? 40 de dolari, prețul cărții, dar având și CD-uri și având și partea de carte destul de bine redactată, ăsta este prețul la care dânsii o pot pune la dispoziția noastră. Deci nu uitați, la ieșire veți avea în aici și cartea pusă la dispoziție împreună cu CD-uri. Deci am terminat cumva colțul acela. Mai este cineva pe care eu să trec cu vederea ca și oaspeți? Mergem mereu pe partea dreaptă și ne oprim aici în față. Dylan și cu cele două surori care sunt lângă dumneavoastră. Bine ați venit. I'd like to thank you for your being being here. Te-am așteptat și acum 2 sabate, nu te-am văzut, mă bucur tare mult. Unde sunt părinții? După amiază? Așa faceți voi. Și prietenul tău cu trompeta? E dincolo, da? Să-i spuneți că i-am... Așa, bine ai venit, este exact la timp. Bine ai venit la noi. Să vă dea Dumnezeu binecuvântare multă și astăzi așteptăm să ne încălziți sufletul prin muzică. Vă mulțumesc că am terminat cu partea dreaptă, partea stângă. Haideți să începem cu familia Modiga și prietenilor. Încă o dată, mai faceți ceva ce ați făcut aseară. Familia Modiga vine din Detroit și împreună cu dânsii este și fratele din Făgăraș, stă lângă Ghiță. Ia să-i vedem în picioare o secundă. Așa și sora Luce. Au venit cu ocazia anunții, înțeleg că sunt susținătorii numărul 1 ai familiei lui Ghiță, pentru că noi suntem minus 1, adică noi suntem mai aproape, nu știu cum să vă spun, da? Bine ați venit la noi. Cum este în Detroit? Bun. Domnul să vă binecuvinteze. Fratele, înțeleg că sunteți din Făgăraș. Ia spuneți-ne 2 vorbe. Ne-a spus 3 vorbe, trebuie să fim mulțumiți cu ocazia asta. Vă mulțumim din suflet. Acolo îi considerăm de-ai casei. Mai departe, mai avem pe cineva? Trebuie să mai fie cineva. Așa, după tine mă uitam, nu știam unde ești. Bine ai venit, bine ai venit la noi. Haideți, spune-ne 2 vorbe, vină încoace sau spune-ne 2 vorbe. Ce faci, cum ești viața prin Alaska, prin... Ne bucurăm tare mult. Mă rog Domnului ca sora ta să te aducă mai des. Bun. Frații mei, având în vedere că aceasta este în mare
bucuria noastră de astăzi, adică oaspeții noștri pe care ziua de astăzi ne oferă cu ajutorul lui Dumnezeu, aș vrea să citim împreună spre slava Domnului câteva cuvinte din Scriptură și apoi mă voi retrage. Psalmul 116. Iubesc pe Domnul că cel aude glasul meu și cererile mele. El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Amin. Să ne ajute Domnul ca scopul numărul 1, scopul principal al șederii noastre aici să fie slava și binecuvântarea lui Dumnezeu. Amin. Și pentru că n-am coborât de tot, bine ați venit! Puteți să ne spuneți și nouă două vorbe despre dumneavoastră? Tocmai terminasem lista de oaspeți și când am închis-o ați venit dumneavoastră, așa că vă așezăm în capătul listei. Spuneți-ne două vorbe despre dumneavoastră. Haideți, ridicați-vă, spuneți, vă invit aici, ziceți tare, cum vreți. Pacea Domnului. N-am vrut să fie așa intrarea... Așa s-a întâmplat. Da, suntem... Ea e sora lui Rodin, probabil că cum știți pe Rodin, da? Și eu sunt soțul ei. Venim de la Paris. De la Paris, da. Veniți. Da. Sunteți prima dată cu noi? Da, prima dată. Nu, am mai fost cu dumneavoastră, dar nu în fizic, nu, real, doar pe... Vreau să vă mulțumim pentru că astăzi ați reușit să fiți cu noi. Ne bucurăm. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sper să vă simțiți bine cu noi și binecuvântarea Lui să vă atingă sufletul. Amin. Amin. Acum să continui eu, pacea Domnului, lista oaspeților și vreau să-l amintesc și pe Luis. Bine ai venit, soția. Și ne bucurăm că suntem... Spuneți-mi dumneavoastră mie de când Luis e oaspete. Nu e oaspete din acasă, dar a crescut, e cu noi, e cu la tare aici. Dacă... Dacă ați făcut corecția asta, o fac și eu la Gabi și Ronela. Cred că nici ei nu sunt oaspeți. Sunt tot de ai noștri. Ei se căsătoresc. Bun. Fraților, mulțumim tuturor pentru că suntem împreună și aș vrea să continui puțin această bucurie și să reamintesc că buchetul de aici, din față, este dăruit mirilor de la cineva care îi iubește foarte mult. Nu dăm nume, dar... Am vrut să știți neapărat de unde este buchetul și pentru cine este. Continuăm cu câteva anunțuri, programul după amiază. Dumneavoastră știți, am anunțat și sabatul trecut, vom avea un program special, muzică, laudă pentru Dumnezeu, cuvânt din partea Domnului. O avem pe Luiza pentru ultima zi, va fi cu noi. Mâine vor pleca și vrem să profităm de lucrul acesta. Să cântăm împreună pentru slava lui Dumnezeu. Încă mai sunt invitații afară, dacă mai aveți cunoștințe și oaspeți, mai dăruiți ca să fie casa plină după amiază. Și Domnul să fie cu noi. Pentru zilele frumoase pe care noi le amintim aici, săptămâna care a trecut, aș vrea să amintesc din nou pe sora Cristina Tudose, amintesc pe sora Geta Păunescu, fratele Mircea Măceanu, Rodin și Daniela Mihai. Dacă mai este cineva, nepoțica dumneavoastră, nepoțica sorei Cati, Miriam, mâine. Miriam, la mulți ani, happy birthday. Abigail. Yeah. Și Andrew Bora de asemenea. De ce nu mi-a spus Andrew? Domnul să binecuvinteze pe toți cei pe care i-am amintit și mulți ani fericiți în continuare, tuturor. Urmează textul și rugăciunea pentru daruri și ne pregătim pentru serviciul divin. Domnul să fie cu noi în sabatul acesta. Amin.
Textul pentru zecim și daruri se găsește în Proverbe 3, versetele 9 și 10. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele dintâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Să ne ridicăm ca să ne rugăm Domnului. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim într-adevăr pentru toate binecuvântările tale, pentru tot ce ne dai, sănătate și putere de a munci și loc de muncă. Îți mulțumim pentru tot ce ne dai și ajută-ne Tu ca să îți dăruim din aceste lucruri cele mai bune lucruri, primele și așa cum meriți Tu pentru toată bunătatea Ta. Și te rugăm, folosește Tu aceste daruri pentru mergerea înainte a lucrării Tale și ajută ca cât mai multe suflete să fie salvate. Și îți mulțumim. Amin. Vă invit ca în numele Domnului Iisus Hristos să cântăm imnul 269. Iubit Iisus al meu, miel al lui Dumnezeu, mărit erou.
Să ne rugăm. Venim înaintea Ta, Părinte bun, în numele Domnului Iisus, să-ți mulțumim că putem fi aici, în locașul Tău ce sfânt, unde să-ți aducem cinste, să-ți aducem onoare, și am venit ca să ne ierți păcatele și să ne dai viața veșnică. Amin. Te rog, Tată bun, treci pe la fiecare inimă, ca ea să fie deschisă și cuvântul care va fi rostit aici să pătrundă, să prindă rod în viața noastră și totodată să fim din aceia care să Te mărturisim și să dăm lumii vestea bună. Binecuvintează Tu pe solul care L-ai ales să ne reprezinte cuvântul, să ne prezinte cuvântul. Dă-i Tu putere ca El să fie rostit cu putere și în felul acesta noi să putem urma drumul pe care Tu L-ai rânduit pentru fiecare dintre noi. Ne punem în mâna Ta și ajută-ne, Doamne, ca sabatul acesta să fie un sabat binecuvântat și frumos împreună cu Tine. Dar nu uita nici de cei dragi ai noștri acolo unde sunt și de cei care n-au putut să vină aici. Amin. Îți mulțumim pentru că Te-am rugat în numele Domnului Iisus. Amin. Amin.
Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că așează frumosul în momentele noastre de închinare. Îi mulțumim pentru că prin muzică ne putem închina sufletul și ne putem dedica viața încă o dată și în sabatul acesta, în mâna lui Dumnezeu. Vă doresc din suflet binecuvântarea Lui și doresc din suflet ca întâlnirea noastră la oaltă astăzi să formeze un act de închinare de mare calitate, astfel încât închinarea noastră să fie primită Tatălui Ceresc. Înainte să deschid cuvântul lui Dumnezeu, vă voi ruga să mă tolerați puțin cu două gânduri, un soi de definiție normală, nu ține neapărat de lumea bisericească și de cuvântul lui Dumnezeu, un soi de definiție normală a două lucruri care ne definesc gândirea astăzi. Punctul 1. Cuvântul revoluție a devenit din ce în ce mai frecvent în limbajul nostru. Am ajuns să spunem că și Domnul Iisus Hristos a fost un revoluționar, astfel încât mutăm cuvântul revoluție din lumea profană în lumea religioasă în ultima vreme. Revoluția este un fel de a gândi în care nu se mai poate merge înainte, nu se mai poate face niciun pas de progres dacă nu are loc mai înainte distrugerea sau demolarea tuturor realităților prezente. Eu nu pot să merg înainte să avansez dacă mai întâi de toate nu stric ceea ce este tot. Deci, întrebare, cu ce începe o revoluție? Care este pasul numărul 1 al cărei revoluții? Distrugerea. Deci prima dată noi distrugem tot și pe urmă vom începe o reclădire de la zero, dacă vom mai începe. Asta e o altă problemă. Dar prima dată distrugem tot. Astfel încât deconstructivismul sau ideea de a nu de a construi, ci de a demola. Deconstructivismul este parte obligatorie a oricărei revoluții. Cum se poate face lucrul acesta, și anume demolarea totală sau deconstructivismul? Ea are la îndemână o metodă. Cornel, mulțumesc că mi-a spus, el mi-a zis prin forță. Vreau să vă spun că nu mai este forța la îndemână astăzi. Nu forța este cea care s-a ajuns la concluzia că este cea mai eficientă. După ce lucrul acesta s-a întâmplat în Uniunea Sovietică, Revoluția de la 1918 și așa mai departe, a apărut o altă variantă care a spus nu ne trebuie forță, trebuie să fie ceva mai eficient decât stolul, decât arma de foc. Știți ce este mai eficient decât arma de foc astăzi? Așa numita teorie critică. Rețineți, teoria critică lansată pe piață cam din același moment și este produsul oricărei revoluții și care spune cam așa, dacă înveți pe un om să fie critic, să găsească toate elementele negative într-o societate, astfel încât el să nu mai fie mulțumit de societatea respectivă, să nu mai fie mulțumit de sistemul de lucru al societății respective, în scurtă vreme omul acela se va transforma într-un element de demolare. El va fi un element de demolare. Trăim foarte mult aceste lucruri astăzi. Extrem de mult, poate prea mult.
Nu vreau să fac aplicație în termenii sociali, nu vreau să fac aplicație de ce dumneavoastră o vedeți momentul în care societatea americană, sub această teorie critică, se transformă într-o sumă de oameni din ce în ce mai nemulțumiți. Până mai ieri se spunea că societatea americană este o societate creștină de excepționalitate, de excepție. Astăzi se spune că nimic din ceea ce de fapt reprezintă societatea americană nu mai este bun. Așa, câțiva zeci de ani, câteva decade, mintea umană s-a schimbat de la ideea unui om care era extrem de fericit că trăiește într-o națiune binecuvântată de Dumnezeu, în mintea unui om extrem de nefericit, cum se află într-o societate plină de restricții și că dorește să arunce totul în aer. Lucrul acesta s-a întâmplat, repet, în câteva decade. A fost cea mai scurtă schimbare de mentalitate. A fost o revoluție a gândirii. Anii care vor urma nu vor face altceva decât vor conduce la desăvârșirea acestei revoluții la nivel uman și la nivel social. Și o veți vedea cu ochii dumneavoastră, o veți experimenta în relațiile interumane pe care le veți trăi. În foarte multă vreme m-am întrebat cum se va putea împlini cuvântul lui Dumnezeu care spune: neamurile se mâniaseră. Trăiesc astăzi împlinirea acestui aspect aproape secundar, dar foarte, foarte vizibil astăzi. O mânie generalizată, o nemulțumire generalizată în societate, și ceea ce doare cel mai mult este că asist la o nemulțumire generalizată în poporul lui Dumnezeu, în voci care se ridică și care critică tot. În biserică, în timpul programelor de servicii divine. Pastorația se transformă și ea într-un soi de critică beligerantă la adresa bisericii și așa mai departe. Mă voi opri aici pentru că aceste minute de început n-au vrut să fie altceva decât să înțelegem că ceea ce vom studia din Sfânta Scriptură astăzi, deși are de-a face cu David, este extrem de actual. Este extrem de actual pentru noi astăzi. Și dacă lecția vine de pe vremea lui David, întrebarea este: vă dați seama de câtă vreme noi ca și creștini ar fi trebuit să fi învățat lecția aceea care să ne împiedice să alunecăm în direcția așa numitei teorii critice sau unei revoluții moderne pe care o avem astăzi vândută la toate colțurile noastre de gândire? Vă voi ruga să deschideți Sfânta Scriptură la un alt episod al vieții lui David, care este omul după inima lui Dumnezeu, sau, dacă dorim, este prototipul Domnului Iisus Hristos atunci când Domnul Iisus Hristos spune despre sine că El este fiul lui David. Segmentul de astăzi este un segment dureros, astfel că atunci când îl voi citi, îmi voi pune serios întrebarea: cum de a ajuns David în situația asta? Doamne, cum de a ajuns acest om după inima Ta aici? Deci, 1 Samuel, capitolul 21, versetul 10 la 15. David s-a sculat și a fugit chiar în ziua aceea de Saul. A ajuns la Achish, împăratul Gatului. Slujitorii lui Achish i-au zis: nu este acesta David, împăratul țării? Vă rog să observați cum filistenii recunosc în David împăratul țării, în timp ce Saul era împăratul nominalizat pentru vremea aceea și în momentul acela.
Deci Saul era împăratul, iar filistenii zic, nu este acesta David care el este împăratul? Ei recunosc ceea ce poporul evreu nu reușește să recunoască. David fusese uns de către Samuel cu o vreme în urmă, înainte de evenimentul cu Goliat. Iar filistenii recunosc în David regele izraeliților, în timp ce izraeliții nu reușesc să vadă nimic în omul David. Încă, după aceea, probabil că se vor trezi. Mai departe, nu este el acela pentru care se cânta jucând, Saul și-a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii? Nu e de mirare că dacă așa se vorbea la granițele poporului Israel, adică între filisteni, că David este rege, nu este de mirare că Saul era alimentat continuu de gelozie și frică în legătură cu cel mai bun om care l-avea el în tabără, și anume cu David. David a pus la inimă aceste cuvinte, a avut o mare frică de Achish, împăratul Gatului. Aș vrea să vă întreb, pentru a câta oară se spune despre David că a fost înspăimântat și plin de frică? Ați I-a fost frică de Saul și a fugit. A fugit la Achish și acum îi este frică de Achish mai tare decât de Saul. Se pare că David trece din frică în frică. Cum este posibil ca acel om care nu cunoștea frica? Imaginați-vă, vine de la oi un tânăr de 17 ani, care nu știe nimic de toată arta aceasta a războiului, vede un om de vreo două ori mai mare ca el, în armură și așa mai departe, și zice, păi da, ăsta e nimic. E nimic. De ce? Pentru că eu vin în numele oștirilor Domnului. Și în momentul acela David pune mâna pe o piatră, pune mâna pe o praștie și îl face praf. Întreb un lucru. De ce David nu cunoaște teama și frica? De ce nu o cunoaște în momentul în care înaintează împotriva lui Goliat? Și de ce acum e frică și de Saul, e frică și de Achish? De ce? Ce s-a întâmplat cu omul ăsta? Vă rog să observați, puneți-vă în pielea lui David și haideți să înțelegem și să învățăm cât de repede ne schimbăm noi ca oameni. Cât de repede au loc schimbări în viața noastră. Eu încerc să mă definesc pe mine pe o perioadă de 20-30 de ani și spun despre mine, eu sunt un om curajos care nu știu ce este frica. Așa ne place nouă să credem bărbații despre noi înșine. În realitate, David îmi spune, ești un naiv, Valentine. Tu astăzi poți să fii foarte curajos, peste două zile poți să fii plin de frică. E adevărat? E adevărat, asta este. Ce condiționează sinusoida asta a atitudinii mele? Ce anume? Asta e toată problema. Eu pot să fiu un om foarte curajos și pot să fiu un om plin de teamă. Care este secretul care se află în spatele acestui? Vă rog să încercăm să... Dumneavoastră deja știți Dumnezeu. Este un pericol să punem probleme prea ușoare. Atunci când de la amvon se pun probleme prea ușoare, pericolul este să se dea răspunsuri prea ușoare. Și datorită faptului că se dau răspunsuri prea ușoare, din cauza asta nu ne impresionează și plecăm spunând pe asta am mai știut-o. După ce am citit versetul 12 în care se spune că David a avut o mare frică de Achish, versetul 13 spune, a făcut pe nebunul înaintea lor. A făcut pe nebunul din ce cauză? De frică, așa e? Făcea năzdrăvănii înaintea lor. Grieturi pe porțile, pe ușile porților. Lăsa să îi curgă salivă.
Doar de-o scăpa. Doar de-o scăpa. Dacă făcea lucrul ăsta în fața lui Goliat. Cum să vă spun? Din nou și din nou mă întreb, Doamne, cum de ne schimbăm atât de dramatic noi înșine? Sub ce element, care este elementul acela de așa de mare forță încât ne schimbă viața atât de puternic? Cum e posibil? Achish a zis slujitorilor săi, vedeți bine că omul ăsta și-a pierdut mințile. Pentru ce mi-l aduceți? Ce, duc eu lipsă de nebuni? Zice el. Ia, am destui pe aici, pe la mine. Nu mai întrebă unul în plus. Duc eu lipsă de nebuni, de mai aduceți și pe acesta și mă faceți martor la năzdrăvăniile lui și să intre el în casa mea? Și pe cuvintele acestea scapă David. Adică, astea sunt cuvintele poartă de ieșire pentru David, poartă de ieșire din situația respectivă. A dorit Dumnezeu vreodată David să ajungă situația asta? Cine a dorit? Nimeni. De ce s-a ajuns aici? Putem spune așa, datorită situației deosebite, Saul îl urmărise, îl dăduse afară din țară, îl făcuse proscris. Apropo, dacă ai fi în situația lui David, ai mai rămâne în Israel? Ai mai rămâne? Păi îți lua gâtul. Îți lua gâtul dacă îți rămâne. A dat cu sulița după tine de la 4 metri, a nimerit în zid. Nu știu cum a putut să rateze ținta de la distanța aia. Apoi a vrut să pună una pe el și a organizat o răpire la el acasă. Noroc cu Mical. Uitați-mi limbajul. Da? Mical îl învață, intervine ea, minciuni din partea lui Mical. Ajunge la Nob. Minte din nou ca să scape viața. Datorită minciunii lui, Saul omoară toată cetatea respectivă. Păi nu-i de glumă, fraților. Un rege care își omoară preoții, regele acesta devine un pericol public pentru toată lumea. Ai mai fi rămas? Încă o dată. David privește poporul acesta ca fiind biserica lui Dumnezeu. Așa este? Păi dacă în biserica lui Dumnezeu se întâmplă lucruri de felul ăsta, mai rămâi? Dacă conducătorul bisericii este un om care este dominat de un duh rău, dacă domnitorul bisericii este un om care nu mai are niciun spirit de dreptate, este un om care se victimizează pe sine și în timp ce îl persecută pe David, el se simte pe el persecutat, încă o dată spun, teoria asta a victimizării este foarte ciudată astăzi. În momentul în care cineva se victimizează, el reușește să întoarcă toată situația pe dos. Toată situația pe dos. Adică îl vezi pe Saul cu sulița în mână, vorbind cu beniamiții din garda lui de corp și spunându-le, voi, nu vă e milă de mine? Saul, tu îl urmărești pe David. Probabil că dacă ar trebui să ne fie milă de cineva, trebuie să ne fie milă de cine? De David, că el e, nu mai știu unde să stea. Și Saul stă cu sulița în mână și spune, nu vă este milă de mine? Păi de ce? Păi David mă persecută pe mine. Cum e posibil lucrul ăsta? Un om care se victimizează, așa vede lucrurile. Încă o dată, să ne ferească Dumnezeu ca gândirea noastră să poată să fie prinsă în capcana autovictimizării. În momentul acesta, prin victimizare, noi putem întoarce lucrurile în mod subiectiv, nu real, dar în mod subiectiv, le putem întoarce cum vrem noi. Și în felul ăsta ne mințim pe noi înșine. Noi credem că suntem victime, noi credem că ceilalți sunt abuzatori, noi credem tot felul de lucruri
pentru faptul că vrem așa. Ne-am victimizat. Și lucrul ăsta se întâmplă în biserică din ce în ce mai mult, din ce în ce mai frecvent. Amvoanele uneori sunt locul de felul acesta, unde oamenii spun sau își prezintă teoria victimizării, cerând ca ceilalți să vină după ei, ca ceilalți să înțeleagă că ei sunt victima. Mă opresc puțin în acest fel de a gândi și mi-aduc aminte de tâlharul de pe cruce. Probabil că este singura lecție pe care, sau nu singura lecție, este una dintre lecțiile suficiente pe care Dumnezeu le dă unuia care se victimizează. Vă amintiți ce a zis tâlharul de pe cruce? Tâlharul pocăit. Pentru noi este drept să suferim. Pentru că am făcut atâtea lucruri. Dar el de ce să pătimească? Alt fel de a înțelege lucrurile, alt fel de a vedea lucrurile. Un om pe cruce răstignit între pământ și cer în durerile cele mai mari spune, merit. Frații mei, nu există pocăință fără gândirea tâlharului. Și nu există pocăință cu gândirea unei victime. Dacă crezi că ești victimă, nu te vei pocăi niciodată. Ăsta este Saul. Dar aș vrea să mă întorc puțin la situația din în care este pus David aici, și anume Biserica lui Iisus Hristos cu Saul, cel care se autovictimizează. El este urmărit și vânat pe tot teritoriul poporului Israel. Și David, da. Și acum întrebarea este, ai mai rămâne acolo? Ai mai rămâne? Mi-este foarte greu să traduc lucrurile. Dar dacă ar trebui să le traduc într-un limbaj modern, ar fi cam așa. Dacă în Biserica lui Iisus Hristos nu mai găsesc dreptate, dacă în Biserica lui Iisus Hristos sunt împins la periferie și dat afară, dacă în Biserica lui Iisus Hristos simt că nu mai îmi găsesc locul, mai rămân în Biserica lui Iisus Hristos sau nu? Asta este problema. În dimineața aceasta nu am de-a face cu oamenii care n-au simțit niciodată lucrul acesta. Am de-a face cu oamenii care au simțit lucrul ăsta pe pielea lor și cu ei am de gând să vorbesc în această dimineață. Dacă te-ai simțit vreodată persecutat, nedreptățit, dacă te-ai simțit marginalizat, dacă te-ai simțit neiubit și așa mai departe, toate lucrurile la oaltă, ce faci? Unde te duci? Unde te duci? Ai unde să te duci? În Evanghelia după Ioan, capitolul 6, Mântuitorul la un moment dat se adresează ucenicilor lui și îi întreabă, păi, voi nu vă duceți? Și întrebarea cheie pe care o ridică ucenicii este următoarea. La cine? La cine să ne ducem? Și asta este întrebarea din dimineața asta. Dacă ar trebui să ne ducem, la cine ne ducem? La cine? Te duci la Achish?
Foarte interesant. Cine e Achish? E împăratul Gatului. Cine fusese din Gad? Goliat. Mulțumesc. E uluitor. David, te duci tu acum ca să aibă Goliat grijă de tine? Tu care mai devreme, și nu cu mult mai devreme, te-ai ridicat împotriva lui Goliat și ai spus, vin înaintea ta în numele oștirilor Dumnezeului celui viu. Acum tu te duci la Goliat să aibă Goliat grijă de tine? De la distanță, între, situația pare absurdă. Dar dacă ești în situația lui David, că n-ai unde să te duci și dai din colț în colț, situația ți se pare ca fiind posibilă. Și l-a luat ca o posibilitate. S-a dus acolo. Problema nu este neapărat că David se duce acolo, ci problema este că David uită câteva lucruri. Punctul numărul 1 pe care îl uită David este că el vorbise despre poporul lui Dumnezeu ca fiind oștirea Dumnezeului celui viu. Vreau să vă întreb, era poporul Israel oștirea Dumnezeului celui viu sau era o adunătură de oameni? Ce era? Era oștirea Dumnezeului celui viu sau o adunătură de oameni? Repet. Știți că în Numeri, capitolul 11, cu versetul 4, se folosește această titulatură, zice, adunăturii de oameni din mijlocul poporului. Era și adunătură? Era. Păi era oștirea Dumnezeului celui viu sau era adunătură? Ce era? În momentul, și lucrul ăsta l-am mai analizat noi, dar în momentul în care poporul ăsta de 40 de zile stătea în tranșee tremurând și accepta ca numele lui Dumnezeu să fie făcut de râs de către Goliat, era poporul Dumnezeului celui viu sau era o adunătură de oameni? Păi dacă era vreunul al lui Dumnezeu, de ce n-a ieșit în față să apere numele lui Dumnezeu? Și din miile alea de oameni care erau acolo, niciunul n-a ieșit în față. Din ce cauză? Din ce cauză a trebuit să aducă Dumnezeu de la oi pe unul care, eu știu, mai naiv sau nu știu cum, să iasă în față și să zică, lucrul ăsta nu se poate. Tu n-ai voie să faci lucrul ăsta. Dar până acum, timp de o lună de zile, de ce nimeni nu s-a ridicat să spună lucrul ăsta nu e admisibil, nu se poate întâmpla? Încă o dată, era oștirea Dumnezeului celui viu sau nu? Nu era, fraților. Sau era? Aici e toată treaba. Aici. Că în biserica lui Dumnezeu e greu. Așa este. Este greu. A semănat Dumnezeu greu. Dar când s-a copt, ce s-a întâmplat la coacere? A apărut și neghina. Și ucenicii întreabă, păi bine, n-am pus noi numai grâu. De unde a apărut neghina? Și întrebarea este, era grâu sau neghina? Știți că nu se prea poate să gândești așa? Și una și alta? Frățile mei, și ajung aici la un punct. Se poate logica sau felul ăsta de a gândi poate să meargă mai departe, dar trebuie să ajungem spre final sau la o concluzie. Teoria critică pe care am învățat-o foarte bine va face întotdeauna din Biserica lui Dumnezeu o biserică de neghină. Pentru că va vedea în fiecare om câte ceva ce nu-i bun. Și le va aduna. Și le va ține la socoteală. Și cu greșelile altuia își va scuza greșelile lui. Și așa mai departe.
Pe de altă parte, Noul Testament și Apostolul Pavel ridică credința poporului lui Dumnezeu la un nivel mult mai sus și îl numește îndreptățire. Și el spune, credința poate să îndreptățească. Cum adică? Da. În așa fel încât credința te poate face să vezi într-un om ce să vezi. Numai greu. Să vezi un om într-un om numai greu. Care variantă o acceptați? Care variantă de gândire ne însușim? Sau altfel spus, David în momentul în care a plecat de pe teritoriul poporului Israel, s-a dus la Achish, cum a văzut poporul Israel? Era greu sau neghină? Neghină! Și a plecat din neghină. Și a intrat unde? Mai în neghină. El a avut nevoie de lucrul ăsta. A avut nevoie să înțeleagă lucrul ăsta. Se aud vorbe în stânga și în dreapta. Dom'le, e mai bun de 10 ori decât un adventist. Se zice. E mai bun de 10 ori decât un adventist. Dacă zici lucrul acesta, poate că ai nevoie să te duci la Achish. Iar dacă nu vrei să te duci la Achish, uită-te puțin la David. Ce a pățit David? Și vei vedea că la Achish, dincolo de gard. Întrebarea mea este, cum gândește Dumnezeu? Eu gândesc ori într-un fel, ori într-altul, dar Dumnezeu cum gândește? Și vă rog frumos, deschideți cu mine Sfânta Scriptură în Isaia 63, într-un loc unde Dumnezeu mă blochează pur și simplu, mă uluiește în legătură cu modul în care gândește El. Ce ziceți dumneavoastră, de ce a ales Dumnezeu pe poporul Israel când l-a ales? L-a ales în Avram. De ce l-a ales? Așa a vrut, dar a avut vreun motiv? Avram l-a iubit pe Dumnezeu. Îmi mai dați vreun motiv? Păi dar de ce l-a ales? Haideți numai puțin să vedeți cum pune problema aici profetul Isaia. Reia lucrurile de la capăt și le dă o justificare într-un model analitic al îndreptățirii prin credință uluitor. Isaia 63, versetul 8. Dumnezeu a zis, negreșit, ei sunt poporul meu. Niște copii care nu vor fi necredincioși. Vreau să vă întreb, e posibil lucrul ăsta? E posibil să zici despre niște oameni, poporul ăsta nu va fi necredincios niciodată? E posibil? Bă, e posibil? Frații mei. Textul continuă. Și astfel el s-a făcut mântuitor. Vedeți cum vede Dumnezeu poporul ăsta? Un popor de oameni care nu vor fi necredincioși niciodată. Încă o dată, din punct de vedere omenesc, așa ceva nu-i posibil, omenesc. Și din punct de vedere istoric, istoria după aceea a demonstrat că lucrurile nu s-au întâmplat așa. Poporul Israel i-a fost necredincios lui Dumnezeu. La 40 de zile după Sinai și-au schimbat Dumnezeu cu unul care n-avea nicio slavă. Vreau să mă întreb, Dumnezeu nu știa lucrurile astea? Nu știa Dumnezeu lucrurile astea în momentul în care a zis negreșit, ei sunt niște copii care nu vor fi necredincioși. Nu le știa? Știa. Și de ce atunci a văzut așa? Ei vor fi întotdeauna greu. Ei vor fi întotdeauna credincioșii mei. De ce a văzut așa? Vedeți dumneavoastră, în momentul în care Dumnezeu ne cere nouă
să îndreptățim pe semenii noștri și biserica lui Dumnezeu, o face pentru că El mai întâi face asta. Mai întâi El spune, sunt niște copii ai mei care vor fi totdeauna credincioși, credincioșii mei. Și vorbește treaba asta despre mine și despre tine, despre biserica asta mărâtă din Loma Linda, care suntem noi, și spune, oamenii ăștia vor fi credincioșii mei. Că dacă n-ar gândi așa Dumnezeu, vă spun, n-am trăit niciunul dintre noi. Dar gândește așa despre mine. Gândește așa despre tine. Vreau să vă întreb, eu gândesc așa despre mine? Eu gândesc așa despre mine? Teoria critică spune că cu cât voi fi mai critic, cu atât voi deveni mai bun. Adică mă critic și în legătură cu asta, Și ne criticăm unii pe alții, ne sar fulgii la toți. Ne criticăm până nu mai rămâne nimic necriticat. Spunem noi, făcând așa, vom progresa, că asta este dialectica pe care am învățat. Că Dumnezeu nu face asta. Dumnezeu zice, tu poți să fii bun. Tu poți să asculți. Tu poți să birui păcatul. Tu poți să fii un om excepțional. Poți să ai în tine Duhul Dumnezeului celui viu. Tu faci parte din oștirea lui Dumnezeu, oștirea Dumnezeului celui viu. Și făcând așa, Dumnezeu știe că omul care privește așa, care înțelege așa, care gândește așa, omul îndreptățit în felul acesta, omul care va îndreptăți și el la rândul lui în felul acesta, omul acela va crește. Se va dezvolta ca sub soare. Dumnezeu știe că orice element de critică fără har are doar un efect distructiv. Și Dumnezeu știe că teoria critică nu va ajuta nimănui. Din cauza asta, Satan încearcă să o răspândească atât de mult. Pentru că este o metodă care nu ajută, ci distruge și dorește distrugerea. Ce ar fi fost dacă David ar fi continuat să vadă poporul Israel ca fiind oștirea Dumnezeului celui viu? Să fi continuat să gândească. Ce ar fi fost? Ce s-ar fi întâmplat? Dacă David ar fi ajuns să gândească așa, el n-ar fi uitat că singurul care poate să-l salveze pe el, singurul care l-ar fi putut salva, este Dumnezeu. N-ar fi uitat, dar lucrul ăsta l-a uitat. S-a uitat la oameni, a privit la ei, n-a mai privit la Dumnezeu și a crezut că singurul care poate să salveze pe David este el însuși. Și pentru că David avea posibilități extrem de limitate, de fapt nu mai avea decât una, a mers pe varianta aceea și s-a trezit la Achish, în aceeași tabără cu Goliat, cerând ajutorul lui Goliat, ca Goliat să-l scape. Cea mai umilitoare experiență și realitate. Când Domnul Iisus Hristos a venit aici, pe pământul acesta, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Spuneți-mi, vă rog, ce ar fi făcut teoria critică? Teoria critică, în situația asta, a venit la ei și ai săi nu l-au primit. Ce ar fi făcut teoria critică? I-ar fi respins pe ei săi. Mai târziu, Domnul Iisus Hristos, având în vedere situația asta, a venit la ei și ai săi nu l-au primit, mai târziu, Mântuitorul în grădina Ghețeman zice, Tată, dacă-i cu putință, îndepărtează paharul acesta de la mine. Spuneți-mi ce ar fi făcut teoria critică în situația asta. Teoria critică i-ar fi spus, nu merită. Sunt un gunoi. Toți. Mântuitorul și-ar fi luat totul și s-ar fi dus înapoi la Tatăl. Asta e teoria critică.
În loc să abordeze, în loc să-și însușească acest fel de a fi, Mântuitorul se uită și spuneți-mi cum a gândit în momentul acela. Vă amintiți? Isaia spune, a privit la rodul muncii sufletului său și Isaia 53. Cu 11. Va vedea rodul muncii sufletului său și se va înviora. Prin îndreptățirea prin credință, el a văzut lucrurile altfel. Prin credință a putut să vadă nu că sunt niște gunoi, niște gunoaie. Prin credință a reușit să vadă rodul muncii sufletului său. Dacă mă întrebați unde a greșit David în momentul în care a ajuns la Achish, răspunsul este simplu, din punctul meu de vedere. A privit la oameni și n-a mai privit la Dumnezeu. Punctul 1. A devenit critic la poporul său și n-a mai avut imaginea aceea pe care a avut-o cu puțin înainte când se luptase cu Goliat. Achish, această experiență a fost extrem de necesară pentru David, pentru că David a învățat o lecție extraordinară. Care a fost lecția? Este următoarea. Când a plecat la Achish, a fugit de un rege nebun, demonizat, care căuta să ia viața. Puțin mai târziu, va sta față în față cu regele acesta, dormind, cu posibilitatea ca să îl ucidă. În momentul acela, s-a plecat, i-a tăiat colțul mantiei, i-a luat colțul mantiei și a început să tremure. Din ce cauză? A învățat sacralitatea. Lecția care a trebuit să o învețe David la Achish a fost lecția sacrului. Vreau să te întreb, tu ai în viața ta sacrul? Ai în viața ta sfințenia? Dezvolți în fiecare zi, din ce în ce mai mult, viziunea aceasta a sfințeniei lui Dumnezeu și a sfințeniei bisericii? Și după ce Iisus Hristos te-a îndreptățit că poate să facă asta, după aceea ai început să și împărtășești sfințenia. Să o dai în stânga, să o dai în dreapta, să o dai la unul, să o dai la altul, așa după cum și Hristos ți-a dat sfințenia lui ție. Astfel încât sfințenia să nu fie doar atribuită, să fie și împărtășită. Fraților, de aici încolo, David începe să învețe lecția sfințeniei împotriva tuturor lecțiilor nenorocite de la curtea lui. El are ceva de dezvățat, are ceva de învățat. Ceea ce vom studia împreună aici, ceea ce îl va face pe David ca fiind prototipul lui Iisus Hristos, este momentul acesta în care lecțiile sunt învățate una după alta, chiar cu prețul căderii, chiar cu prețul rușinii, chiar cu prețul durerii, dar le învață și le însușește până când el va împlini ceea ce Dumnezeu a văzut în el la început, și anume, om după inima mea. În final, vreau să te întreb, cum stai cu lecțiile astea? Cum înveți sfințenia? Cum înveți apropierea de Dumnezeu? Cum o înveți în viața ta? Cum funcționezi față de ideea de sacru sau față de ideea de sfânt? În ceea ce numim, realitatea bisericii lui Iisus Hristos, o mai consideri sfântă?
Te obligă Biserica lui Iisus Hristos ca și tu să fii sfânt în momentul în care intri în incinta ei, în momentul în care și tu faci parte din ea. Încă mai vezi sfințenia în cel ce prezintă cuvântul lui Dumnezeu, în cel ce conduce Biserica lui Dumnezeu. Încă mai vezi biserica asta mergând prin mijlocul cerului, gata să lumineze tot pământul, sau dezamăgit și plin de critică, îți vine să dai cu toate de pământ, pentru că Achish până la urmă s-ar putea întâmpla să fie mai o variantă mai bună. Fraților, este vremea ca să învățăm lecții mari pe care le vom pune în practică mâine. Dumnezeu să ne ajute să recunoaștem sfințenia, prezența și lucrarea Lui. Amin. Vă invit la final să cântăm împreună o cântare angajament. Doamne, este cântarea numărul 273, cântarea de final. Mergem înainte. Nu trebuie să ne îndoim sau să ne temem că lucrarea nu va reuși. Dumnezeu se află în fruntea lucrării și El va pune totul în ordine. Ne pare rău că există membri cu defecte, că există negrină printre grâu. Deși vor exista necazuri în biserică și vor fi până la sfârșitul lumii, în aceste ultime zile, biserica va trebui să fie lumina unei lumi care este mângită și demoralizată de păcat.
Această biserică slăbită și cu defecte, care are nevoie să fie mustrată, avertizată și sfătuită, este singurul obiect de pe pământ asupra căruia Hristos își concentrează atenția lui. Forțele lui Satan nu vor triumfa niciodată. Evenimentele ultimelor zile, pagina 30. Tatăl nostru, venim înaintea Ta să-Ți aducem laudă și mulțumire pentru că Te afli lângă fiecare dintre noi și ne conduci de mână. Îți mulțumim pentru că mai mult decât atât Te afli și lupți în viața fiecăruia dintre noi și ne dai biruințe pe care nu le merităm, dar care vin din puterea Duhului Tău cel Sfânt. Îți mulțumim pentru că Te afli în fruntea acestei lucrări și în fruntea acestei biserici și în ciuda faptului că se află multă slăbiciune în mijlocul ei, îți mulțumim, Doamne, că n-ai lăsat-o să cadă. Dacă vreunii dintre noi sunt ispitiți, Doamne, să părăsească rândurile acestei biserici și să se îndrepte spre filisteni, spre Achish, în Gad, acolo unde puterea lui Goliat este mare și impresionantă, deschide-ne, Doamne, ochii să Te vedem că ești Dumnezeul oștirilor, Dumnezeului celui viu. Aici ai pregătit deja biruințe și victorii extraordinare. Întărește mâinile obosite, genunchii slăbănogiți și ajută-ne, Părinte, ca niciodată să nu părăsim locul unde Ți-ai așezat steagul pe care sângele Prințului Emanuel a înscris cuvintele biruinței Tale. Rămâi cu noi, fă-ne fericiți că suntem în locul acesta și ajută-ne, Doamne, ca adevărul să fie partea noastră de moștenire. Adevărul acesta să putem să-l ducem tuturor celor ce Te iubesc. Pă, Doamne, ca neprihănirea Ta să nu fie doar oferită nouă, ci mai departe